cele mai frecvente riscuri pe care un fermier le-ar putea, sau culturile unei fermiere ar putea fi supuse, sunt grindina, ploaie torențială, furtună, vijelie, incendiu. Cam acestea sunt riscurile pe care acești puțini asigurători, jucători pe piața de asigurări din România Cu le oferă. o discuție separată, nu? Nu, sunt aceste, aceste riscuri pe care le vi le-am enumerat, în principiu, sunt uh, riscuri generale, riscuri standard.